Am 18 ani. Rivalitate, de Augustin Cupșa. Lectura Virgil a Ioanei. Bâzâie muștele pe aici ceva de speriat. În spatele pistei de alergare e o conductă ruginită, cam de două palme, noi îi zicem la țeavă. Ne strângem și fumăm în pauze. Directorul nu trece pe aici. Miroase rahat de câine, a canal, apă stătută, tablă încinsă și praf. Bine, nu toată lumea are țigări. Eu mai trag câte un fum când se îndură cineva de mine. Uneori prind chiar câte jumătate de țigară de la Lore, care are Lucky. Dar îi se face greață după câteva pufăituri. Lore cu parfum de căpșuni. Lucky cu parfum de căpșuni. Șterg filtrul de ruj de dosul blugilor. Noroc cu Ciolo, al meu. De când s-a pus pe rândul din spatele meu, zici că am intrat în cazinou și încep să consum înainte să se prindă cineva că n-am bani să pun la ruletă. Uite că vine. Acum, n-am niciun chef de el, nici de țigări, nici de Snickers. Vreau să se care. Anda se impacientează. Când devine îngrijorată, ochii se fac verde, ace de pin, parcă trece pe faza lungă și rulează cu prudență printr-un cadru întunecat. Dă din gene. Cine, Cotoi? Dă-l dracu pe director, acum mi se rupe de el. Vine Ciolo să-mi strice combinația. Îl văd cum își mișcă fundul gras printre teii care fac umbră la cișmea. Săptămâna trecută s-au încheiat mediile. Cu mult ajutor de la mine, ceva ajutor de la Dumnezeu și mult mai mult ajutor de la taică-său, care are niște spații la Pelendava, Ciolo a terminat și el liceul. 5 ani m-am chinuit, dar iată că am reușit. Acum fredonează de fericire și basculează din punga de cipsuri ca excavatorul de la Catedrala Mântuirii Neamului. Pe urmă dă cu pumnii prin aer, parcă lovește în cinele. Rum, pum, 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 rum, pum, pum, pum. Asta-i Iriana? Nu măi, e Ciolo. Normal că e Ciolo, l-am văzut și eu, îl vezi și de pe partea cealaltă a străzii, dar nu pot să mă enervez acum când mi se decide soarta. Anda, drăguța de ea. Îmi face cazierul de cuplaj. Vrea să știe dacă sunt curat. S-a pus pe țeavă și a pliat fusta între coapse și a aprins un vog și a scos un rotocol. 1, 2, 3, 4, 5. Cerculețele olimpice. Deci, cum spuneam... e cald. S-a dus și anul ăsta. S-a dus liceul și n-am fost cu Anda. Mi se pune un nod în gât. Vine bacul și pe urmă gata! La soare Ciolo tremură de frică. Mototolește punga și face vânt printre mormanele de moloz. Dacă nu iau bacul, strâng porun toată vara. Dacă nu iei bacul, strângi porun toată viața, îi zice Anda și își face vânt cu fotografia. Încă un pic și pe Ciolo îl bușea plânsul. Repede s-a mai dus fericirea. Rum, pum, 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 man down. Hai, du-te să iei și tu niște cola zero, îi zice Anda ca să-l mai învioreze. Iarăși ochii verzi, iarăși faza scurtă. Ciolo suspină și se conformează. Mă uit la Anda în fotografia de sfârșit de an. Am cărat băncile din sala de sport, băieții s-au suit pe ele, pe rândurile din spate, în față s-au pus pișpireii și fetele. În spate, cearșaful albastru cu sigla liceului. Țac, țac, două poze, 50 de lei bucata. Puteai să alegi care-ți convenea. Una în care se vede că proful de mată are prăvălia deschisă, sau cealaltă după ce i-a spus fotograful că se vede și nu numai că și-a tras fermoarul, dar și-a pus amândouă mâinile peste șliț și rânjește ca un iepure în cătarea puștii. Grea decizie, toată clasa a ales-o pe prima, doar eu am luat-o pe cealaltă. De fiecare dată când o să mă uit la ea, o să știu că el știe. Îmi plac lucrurile care nu se văd în poze, firele invizibile, aerul de complicitate sau de vinovăție. De exemplu, Iulia stă în primul rând, cu capul discret întors într-o parte, ca și cum fața ei ar fi atinsă de o pală fierbinte de vânt, care... vine de sus, din rândul 3, din privirea lui Sergio, coborâtă sub linia media cadrului, care n-a avut decența să-mi spună de faza de la vestiar când s-a lins cu ea, deși teoretic eu și cu Iulia mai eram împreună. De aici mi se trage. Deci, cum spuneam, reia Anda și își așează poza pe genunchi. Ține țigara în mână de parcă s-ar repezi pe teză cu carioca roșie. Trece cu privirea pe fiecare rând, pe la fiecare moacă. Apoi ridică poza în dreptul feței și privește siluetele în contrajur. 14 fete, 22 de băieți. Dar Costache, Mandin, Tudorică și Păsat nu se pun la socoteală. Și nici Ciolo, evident. Ăsta a atins și el o fată când s-a împiedicat de prag la intrare și a căzut peste Lore.
I-am pus mâna pe cur. Se mândrește și acum. Mă uit spre terenurile de sport. Îl văd cum dispare pe după porțile de handbal, unde băieții s-au dus la Miuță. Dă-mi pixul, zice Anda. Și începe să traseze pe dosul pozei conturul fiecăruia. Mai puțin profi din primul rând, pe care îi taie cu o linie în zigzag, sfârtecându-le capetele cu lama de fier strău. Apoi întoarce poza și începe să le copieze numele, după cum vin în șir, unde nu încape, doar inițialele. Îți mai spun o dată? Mă uit fascinat la buzele ei, care fac baloane cu fum. Sunt atât de aproape și totuși atât de departe ca Hamilton la Buda Abi în Lap 57. Da, te rog, chiar n-am înțeles. Deci, cum spuneam, dacă ai fost cu o tipă care a fost cu un tip care a fost cu o tipă, e ca și cum ai fost și tu cu tipa aia. Nu pot să cred că a băgat criteriul ăsta la ultima tură. Adică ce, eu am fost și cu Ramona, de exemplu, doar pentru că ea a fost cu Sergio, care s-a lins cu Iulia? Chiar nu știu ce ți-a plăcut ție la Iulia, pufnește Anda. Unghii false, contur la buze. Dar da, dacă ți-ai băgat limba cu o tipă și s-a schimbat combinația în ultimele 6 luni, te încadrezi. Nu mai știu când a fost el cu ea, dar ce, nu ne spălăm pe dință? Măi, nu știu ce să zic. În salivă e totul. Ai văzut documentarul cu lunetistul? A fumat o țigară. Au luat chiștocul, au aflat tot ce a mâncat. Și el, și gagica lui. Pe tot ce a pus ea gura. Da, l-am văzut, zic. Aproape că țip. Țip la mine cu groază. Sau cu ciudă. Ok, ok, zice Anda cu capul băgat în desen. Trage linii pline între tip și tipe pentru relațiile oficiale, linii punctate pentru relațiile de ADN întâmplătoare. Parcă începe să adie vântul, frunzișul teilor se scutură și aduce aer pe pământ, care îmi dă senzația de viață. Anda, piele arsă de soare, gust de transpirație, sânii mici, ochii ciudați și mișto. Apare Ciolo cu dozele de cola și le așează lângă țeavă. Una, două, trei. Apoi desface una și o dă gata dintr-o suflare. Apoi râgâie de tremură frunzele și mai tare. Despre ce vorbiți? Despre partea interesantă a liceului pe care tu ai ratat-o. A, bă, Tibi, bă. A, mă, care-i faza? Du-te să ieși tu niște cola. Hai, bă, că acum le-am adus. Mare prostie că am crezut în fata asta. Da, știu că avea unghii false, contur la buze, dar nu m-am uitat la ADN. În iulie vreau să zic. Iar acum e mult, mult mai rău. O să iasă că eu am fost chiar cu mandolina, doar pentru că Sergio nu-și ține limba în gură. Dar mandolina a fost la banchet cu pană, care s-a îmbătat așa de tare de la 2 pahare de vin că a trebuit să-l căutăm prin părculetul din spatele restaurantului. Și mandolina a declarat că are cunoștința pierdută și trebuie să-l resuscităm. Cine să fi vrut să facă asta? Nobody! Deci că mai bine să chemăm 112, dar Mădălina Mandolina și atâta i-a trebuit. Practic n-a fost un sărut, dar ADN-ul nu ține cont de asta. Lunetistul, criminalistul, Anda, apoi faza grețoasă a lui Sergio cu Iulia, apoi Ramona care a fost cuplată înainte de banchet cu pană. Oare cât o fi trecut de atunci? Câte zile are luna mai? E ambisect? Când veneam cu aceea am văzut o mașină cu număr de COVID. Conoși pe vid, se trezește Ciolo vorbind. Nenorocitul dracului, îți bag doza pe gură. Acum ți-ai găsit să vorbești de riscul de sănătate? Și co de la ce? Răcovaznă! Face Ciolo cu fruntea plină de broboane. Ești nul, du-te după cola. Constanța? Cât tâi, prostule, du-te să mai iei o cola, zic. Dar nu mai aveți? Anda ridică privirea din fotografie. Îl analizează, apoi se uită la mine. Fază lungă, ochi căprui. Nu trebuie să-mi zică ceva. Scot o hârtie de 50 și o fac bărcuță. Banii mei pe toată luna. Recitește cerința problemei, Ciolo. Ți-am zis că nu mai am cola? Sau ți-am zis să mai iei? Care-i faza? Hai, Ciolo, fii și tu drăguț, susură Anda. Ciolo bagă viteză pe pista de alergare, scurtează pe după tufișuri și iese prin gaura din gard. Pătratul a fost cu Simina, Simina a fost cu Postolache, Anda trage linii și se strâmbă. Bun, Postolache ăsta norocosul i-a pus Dumnezeu mâna în cap, s-a trezit bonus cu Eva la banchet. Cum ți se pare asta? Nedrept.
Anda se încruntă, ochi de valuri verzi înainte de furtună. Periculos, mă corectez. Nesimțit de-a dreptul, nu știu, unii pe bune. Anda își întoarce capul spre mine și închide un ochi ca să se ferească de soare. Celelalte căprui, caramel, aproape de chihlimbar, dau pe gât doza de cola, parcă îmi bagă gheață pisată în stomac ca în paharul de mec. Chiar pleci în Spania? Hai la București că se intră cu dosar. Anda se strâmbă dezgustată. Își dă mâna prin părul scurt de la ceafă, se uită în depărtare. Unde o așteaptă ceva mai bun decât 3 ani cu examene și job la telefoane? Sora sa are un bar pe plajă, la Valencia. Ce să fac eu la facultate? Iarăși mi se pune un nod în gât. Nu vreau să plece așa. 4 ani am adulmecat-o și încă mai frec banca de rezerve, mă rog, țeava. Dacă i-aș lua pe toți care s-au băgat cu ea, aș mai face o echipă să intre pe terenul de handbal. Dar niciunul care să fie avut de a face cât de puțin cu mandolina, care i-l-a furat pe Sergio într-a 10-a. Să nu fi fost faza aia cu Iulia, băga mie și picioarele să... Sunt pe lista neagră dintr-un viciu de procedură. Vreau să mi se revadă cazul. Un pic de milă. Mila ne face oameni. Mă uit pe dosul pozei, cum s-a înțesat de linii, linii punctate, linii groase, un păinjeniș. Cred că de la banchet lucrurile au cam luat o razna. Sorana, care l-a iertat pe Bobby, Gina, care s-a împăcat de freră cu Mihalache, Matei și Diana, care nici nu-și mai vorbeau, mesaje, vrăjeală, pozele de pe Insta, a aflat toată lumea. Anda trage linii. Acum, de la Hermina, fată bună, trecem iarăși pe la Mihalache, de la Mihalache la Ramona, mare greșeală că l-a iertat. O compătimește Anda și trage o curbă peste capul lui Tudorică și se îndreaptă spre Mădălina Mandolina. Aici e o stație mare, face Anda. Nod feroviar, se știe. Acum mai e un pic și o să ajungă la mine, pe ruta secundară Tomiță Mandolina Sergio Iulia eu. Beau cola zero de mi se face greață. Îl văd pe Ciolo, care apare încărcat cu alte doze dinspre terenul de basket. Bagă pasă legător prin soare și depozitează floconul la picioarele Andei. Ea stă cu capul băgat în fotografie. S-a încurcat în linii. Se trage de ureche. Liniile se apropie periculos de centrul pozei. E un vârtej acolo unde sunt și eu. Adina cu Cipache, Cipache cu Ramona, Ramona cu Sergio, Sergio cu Mandolina. Dar mai înainte de asta, majoratul Iuliei de la Majestic, Anda... Se uită fix la mine. Are mâna strânsă pe pix. Nu mai sunt decât câteva linii de tras și se închide circuitul. La un capăt eu, la un capăt Mădălina Mandolina care rângește. Ca într-un labirint unde trebuie să duci iepurele la morcov. Să mai continuăm? Pe bune, Anda, era ziua ei, m-am amețit, nu se pune. Deci chiar n-am nicio treabă cu Iulia. Fază lungă, fază scurtă, îmi bagă verde în ochi. Verde malachit. Ciolo începe să râdă ca prostul. Mă ridic în picioare și trag un șut în dozele de cola. Ciolo! Iartă-vă că stai degeaba. Du-te să iei niște cola. Păi, da, am fost. Ciolo, tu știi cum o să stăm noi la bac? Ciolo intră în modul friz. Doar capul i-a rămas mobil. Se uită când la mine, când la gaura din gard pe unde se iese spre magazin. Până la urmă se cară, dar încă mai chiță e când se îndepărtează. Anda și-a încrucișat picioarele și și-a aprins o țigară. Mă dau mai aproape. Mă uit la buzele ei roșii care mestecă guma. Pe bune, nu suport pe tipa aia. Mă gândesc la ai mei, cum i-am privit în ochi după ce m-au prins că fumez. Nici eu, mi-e pur și simplu rușine de ceea ce am devenit. Anda stă, se gândește, aruncă țigara. Bine, fie, hai, tot liceul ai fost de treabă. Înainte să se ridice de pe țeavă, și aranjează crucifixul de pe lanț până stă drept deasupra sânilor ei mici. Apoi o ia pe după magazia de incendiu, călcând cu grijă printre buruieni, în timp ce cu mâna dreaptă își trage elasticul de la chiloți. Printre tei vine o pală puternică de vânt. Iau aerul în față ca pe cea mai înaltă coborâre de la Mountain Rus și simt că mi se înmoaie picioarele, dar mă ridic automat și mă împleticesc după ea. Cutiile de cola au rămas în soare și poza e pe țeavă, cu fața în sus. 40 de capete, care într-o zi o să fie cranii, rânjesc în soare. Muștele bâzie deasupra lor ceva de speriat. Am 18 ani este un proiect al Asociației Art No More, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
Muzică originală și sound design Miron Ghiu. Editare și înregistrări Petre Fol. Visuals Liliana Basarab. Asistent de proiect Andreea Drăghici. Un proiect conceput și coordonat de Robert Bălan.